Nu avem cum să rămânem fără gaz, ne asigură președintele Igor Dodon, care spune că țara noastră nu va îngheța în această iarnă. Dodon spune că Moldova are pregătite două scenarii în caz că unul dintre ele nu funcționează, iar semnarea contractelor este pe ultima sută de metri. Declarațiile au fost făcute astăzi după ședința comună cu președintele Parlamentului și de această dată cu primarul general, întrucât premierul Chicu se află la Strasbourg. Cunoașteți că practic se finalizează discuțiile între Rusia și Ucraina. Suntem optimiști că gazul va fi livrat pe conductele tranzit prin Ucraina, scenariul de bază, dar, după cum v-am informat și la sfârșitul săptămânii trecute, am avut câteva ședințe, avem semnate toate contractele necesare pentru scenariul alternativ, astfel începând cu 1 ianuarie, riscuri pentru aprovizionarea cu gaze și energie electrică pentru Republica Moldova nu sunt. Dodon a anunțat că va merge săptămâna asta la Moscova, acolo unde se va întâlni cu Vladimir Putin, dar și cu alți oficiali ruși. Este preconizată, dacă vorbim de agenda externă pentru președintele țării, vizita de lucru în Federația Rusă, în cadrul căreia voi avea întrevederi cu domnul președinte Federației Ruse, domnul Putin, cu domnul Kozak, cu conducerea concernului Gazprom, dar de asemenea și alte întrevederi, inclusiv avea întrevederi cu Patriarhul Kiril. Șeful statului a mai declarat că e posibil să încheie anul cu o vizită în Turcia la invitația lui Recep Erdogan, programată cu o zi înainte de Revelion. Dodon spune că va discuta mai multe subiecte de pe agenda bilaterală, dar și despre cazurile celor 7 profesori turci expulzați de la Chișinău.